La Galeriile Municipale de Artă din Târgu Jiu a avut loc vernisajul expoziției regionale de arte vizuale Sacrul în Artă. Evenimentul a fost organizat de filiala Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș și Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Vernisăm astăzi la Galeriile Municipale de Arte expoziția Sacrul în Artă. De data aceasta este o expoziție regională, propriu-zis este a doua ediție a acestei expoziții pe care noi o prezentăm în, să zicem așa, așteptarea sărbătorilor pascale. Este o expoziție care e dedicată în mare măsură sacrului, divinității, dar artiștii înțeleg sacrul fiecare în felul lui. La deschiderea oficială au vorbit Vasile Fuiorea, președintele filialei Târgu Jiu a UAP din România, Doru Strâmbulescu, managerul centrului Brâncuș, Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu și Sorin Lori Buliga, consilier la centrul Brâncuș, care a prezentat critica de artă a expoziției. Îmi place foarte mult această expoziție, este de o înaltă ținută artistică și lucrările n-aș putea să spun că acum sunt mai bune decât cele de data trecută când am participat. Nivelul este ridicat, este o expoziție frumoasă și aș dori ca să vină foarte multă lume să vadă această expoziție, mai ales că este perioada sărbătorilor pascale ortodoxe și e o perioadă prielnică de a-ți bucura ochiul, privirea și sufletul cu ceea ce este aici. Invitat special a fost Paul Brummel, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București, aflat într-o vizită la Târgu Jiu, unde a dorit să vadă în primul rând capodopera lui Brâncuș. Excelența sa a ținut un discurs în limba română, exprimându-și bucuria de a participa la vernisajul unei expoziții de artă sacră, aflată în deplină concordanță cu caracterul de asemenea sacru al ansamblului monumental brâncușian. Sunt foarte fericit că am oportunitatea de a participa la această expoziție de artă sacră în timpul vizită mea aici la Târgu Jiu. Am vizitat și astăzi complexul Brâncuș și știu că Târgu Jiu este un oraș legat foarte strâns la arte. Deci este o plăcere de a avea oportunitatea de a vedea lucrările artiști de astăzi aici la Târgu Jiu, foarte mult diferite lucruri și cred că este o expoziție reușită, deci este o plăcere. Expoziția va putea fi vizitată timp de 2 săptămâni.